În plină epidemie de pestă porcină africană, fermierii români primesc un duș rece din partea Comisiei Europene. Comisarul European pentru Agricultură, Phil Hogan, a anunțat că banii europene acordați cu titlu de despăgubiri sunt limitați și reprezintă o măsură de ultim resort. Așa că fermierii din zonele afectate de pesta porcină africană s-ar putea să nu mai primească despăgubiri bănești pentru animalele pe care vor fi nevoiți să le sacrifice. Iată mesajul Comisarului European pentru Agricultură. Sunt complet familiarizat cu faptul că restricțiile veterinare au efecte economice asupra crescătorilor de porci din zonele în cauză. Articolul 220 al regulamentului UE, care stabilește organizarea comună a piețelor produselor agricole, oferă posibilitatea de a adopta măsuri pentru susținerea pieței, care sunt de natură excepțională și temporară. Acest tip de măsură de susținere a pieței poate fi acordat doar pentru o perioadă scurtă de timp pentru a completa măsuri veterinare țintite. Aceste măsuri nu sunt sub nicio formă menite să ofere ajutor financiar continuu în zonele restricționate. Dați-mi voie să vă atrag atenția asupra pericolului legat de stimularea economică a creșterii de porcine în zone în care riscurile de pestă porcină africană devin endemice, a spus Comisarul European pentru Agricultură, Phil Hogan, într-o scrisoare trimisă europarlamentarului român Laurențiu Rebega. Potrivit Comisarului European pentru Agricultură, autoritățile române trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a ține epidemia sub control, iar măsurile implementate de România sunt deja susținute financiar de Uniunea Europeană. De altfel, și specialiștii români în agricultură atrag atenția că pesta porcină ar putea să ne izoleze de Europa perioade lungi de timp. Mai mult, se vor cheltui foarte mulți bani pentru combaterea și eradicarea bolii. Când spun pierderi, mă refer atât la cheltuielile cu ecarisarea teritoriului, cu incinerarea porcilor și a cadavrelor porcilor, cu despăgubirile reale pe care trebuie să le primească crescătorii și fermierii, dar și cu pierderi datorate interdicțiilor circulației animalelor, interdicțiilor la export pe care România le va avea în următorii ani. Și nu vom putea relua exporturile cu animale vii, și mai mă refer aici la porci, și cu produse din carne de porc decât când vom demonstra că suntem indemni de această boală. Acest lucru se va întâmpla, din păcate, peste foarte multă vreme. Nu vreau să speriu pe nimeni, dar în Sardinia, pesta porcină africană a fost eradicată în 50 de ani. În momentul de față, în România, există aproape 700 de focare de pestă porcină africană depistate în 8 județe.